În cadrul ședinței Biroului Politic Județean al PNL Călăraș, de joi 11 februarie, a fost supus la vot proiectul privind validarea unui membru de partid pentru funcția de prefect al județului Călăraș. Și-au exprimat opțiunea de a ocupa funcția de prefect doi liberali din cadrul organizației Călăraș, Nicolae Dumitru și Valentin Barbu. În urma votului s-a decis nominalizarea lui Valentin Barbu pentru funcția de prefect, iar Nicolae Dumitru pentru funcția de subprefect. Valentin Barbu va ocupa funcția de prefect după ce numirea sa va fi făcută în următoarea ședință de guvern și publicată în monitorul oficial. În momentul de față, funcția de prefect al județului Călăraș este deținută de generalul în rezervă Marian Stoica. În perioada următoare, USR Plus trebuie să nominalizeze persoana care va ocupa al doilea post de sub prefect în județul nostru.